Bun găsit la Jurnal Economic. Inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș consideră că angajatorii mureșeni sunt reticenți la noi angajări din cauza taxelor și impozitelor prea mari care se percep pentru un angajat. În aceste condiții, numărul persoanelor care muncesc la negru se menține în continuare ridicat, informează conducerea ITM Mureș. Astfel, în primul trimestru al anului 2013 au fost înregistrate aproximativ 4.400 de contracte de muncă. Tot în aceeași perioadă au încetat peste 3.700 de contracte. În urma controalelor, cele mai multe persoane găsite că lucrau fără forme legale de angajare au fost depistate în comerț, construcții și transporturi. Peste 80% dintre români iau în calcul să se mute la altă bancă în următoarele 6 luni, mult peste media globală de 51%. Cum este ușor de ghicit, cei mai mulți clienți sunt nemulțumiți în privința încrederii, siguranței și relației cu banca. Asta indică studiul din acest an numit World Retail Banking Report. Defalcat vorbind, 16,2% dintre clienții români ai băncilor de retail sunt hotărâți să-și schimbe banca în următoarele 6 luni. 67,4% nu sunt siguri dacă vor rămâne la aceeași bancă. Raportul se bazează pe datele colectate de la 18.000 de clienți din 35 de țări și măsoară cei mai importanți factori cu privire la canale, tranzacții și produse bancare. Doar 23% dintre respondenții români sunt satisfăcuți de relația cu banca. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere!